Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data, mai nu știu data, azi nu știu data, habar n-am. Dacă nu mă înșel, suntem pe 19, dar nu sunt sigur. Așa că astăzi nu știu exact data, dar pun la zi filmele. Dacă suntem pe 19... Adică, stați, ieri a jucat România, înseamnă că astăzi, ieri a fost pe 17, astăzi suntem pe 18 iunie. Bun, acum mi-ați atras atenția că sunt murdar. Într-adevăr, nu prea schimbă hainele din cauza că au un miros anume și când... lucrez la stup, dacă haina se îmbibă cu un anumit miros, albinele nu te mai atacă. Dar dacă o speli, pui acolo detergent, vreo săptămână, două, ți se încarcă albina în cap. Așa că aveți și voi dreptatea voastră. Vin în fața oamenilor și trebuie să fii cât de cât prezentabil. Sper că vă place, am scos costumul de gală de la naftalină. Voi folosi niște mânuși din astea mai subțire. De ce? Fiindcă acest costum îmi permite, la mână stă destul de strâns, atât încât să nu-mi intre albinele între mânușa. Și iată, albinele deja vin. Asta este o problemă, să fii și frumos când filmezi, dar te mai atacă și albina în aceste haine. Dacă o să dureze, din păcate te murdărești în partea din față în momentul în care mai iei o orladă, mai ridici un cat, mai... și te murdărești, se adună zi cu zi. Bun, dar trecând peste asta, sper că acum vă place cum sunt. Așa, trecând peste astea, venim la albine. Sunt un om înalt, în filmele mele nu prea mă vedeți să mă vedeți și pe mine să și filmez, fiindcă sunt înalt, dacă lucrez la stup nu mai vedeți nimic decât pe mine. Sunt oameni care sunt mai pitici de înălțime, 1,65 m, 1,70 m, aceia poate să filmeze, să se arate. La mine nu e cazul, sunt prea înalt, sunt cât 3 caturi aproape, deci e singura dată când m-ați văzut, nu prea am eu ocazia să vă arăt. Acum mergem mai aproape la un stup, sper că s-a lămurit cu situația cu hainele festive sau îmbrăcămintea festivă. Ce avem aici? Aici avem o colonie care a trecut, iată, 6 zile de când este unificată. Am pus niște bețe de înălțare. Am pus niște bețe de înălțare care să... înalțe, iată ce mult au înălțat. Deci albina trece peste diafragmă cum dorește ea. Este unificat totul, sper că este în regulă. Acum trebuie să scot acea diafragmă și să las această colonie să se dezvolte să se dezvolte în mod normal. Bun. Pentru acest lucru am mai eclozat albinuțe. Avem 6 rame, 7 în total. Aduc diafragma în partea respectivă. Nu o scot, fiindcă este loc suficient. Iată, albinele atacă. N-ai ce să faci, asta e
ăsta e riscul cu hainele curate, deci atacă de numai. Să aducem ramele. La început ăsta este, cred că mulți ați trecut prin treaba asta, iei o haină curată și zboară albinele în jurul tău, zici că e nu știu ce. Așa. Un pic sunt iritate aceste albine și datorită că ele trebuie să fie, să zic așa, să se chinuie să treacă la mască. Dar astea sunt condiții pentru a reuși unificarea. Eu mai dau cu fum, pe mâini, pe haină. Ca să se afume haina, deci asta fac și astfel în timp o să reușesc să iau mirosul acela de curat, la fum nu trag, deci albine, o să mă împut de fum, mai bine zis, și albinele nu vor trage la fum. Bine, trebuie să scot o ramă de aici. Scot prima ramă, este cu diafragmă cu tot, avem puiet, îndepărtez această diafragmă, mă uit dacă matca este prezentă. Asta ar fi una dintre opțiuni, ca matca să fie prezentă. Chiar dacă este o metodă sigură de unificare, mai apar și surprize. Verific prezența reginei. Ea este prezentă, depune ouă. Mătcuța depune ouă, nu e nicio problemă. A fost izolată destul de mult timp, adică o săptămână. În acest timp s-a făcut unificarea. Așa. Iată, această ramă trebuie să eclozeze. Totul pare în regulă. Sincer, mă uit după boci, fiindcă n-am văzut matca deocamdată. Am văzut matca, bine, în această clipă nu mai este pericolul să o atace, dar e bine să vezi prezența ei, să fii sigur că această matcă este prezentă. O mai uit o dată pe aceasta, ar putea să fie pe aici. Ar putea, nu-i sigur, o căutăm.
Oricum, prezența ouălelor dă impresia că este aici. Bine, mă voi mai uita eu, să văd dacă nu cumva e pe o diafragmă. Se mai întâmplă și din astea. Dar nu e cazul. Bun. Scoatem acum grila de unificare. Destul de greu, fiindcă au propolizat. Iată așa, cu fum. Tragem cu ambele mâini. Așa. Iese încet, încet. Au depus mult propolis în acest timp. Iată cum funcționează. Deci, albinele din această parte comunică cu celelalte din partea opusă și astfel se unifică mirosul și totul este în regulă. Această grilă o voi folosi la alt stup unde voi avea nevoie. Punem deoparte. Afumarea asta a echipamentului face parte din acomodarea albinei cu tine. Bun, acum pălea două rame sunt albine. E puiet. Ca să fie totul bine, trebuie înglobat între rame cu mâncare sau rame goale, de exemplu. Bine, asta este o unificare cu un roi mic. La ăia mari nu mai faci mare lucru decât scoți grila și ai plecat de acolo, nu mai ai ce să le faci, aici ai mai gâdi, îl mai așezi, dar în cazul coloniilor mari, ai încerci să scoți grila și l-ai lăsat în pace. Bun, mai arunc o privire după măscuță. Ăsta este rolul meu ca apicultor, să verific acest lucru. Bine, această ramă nu este. Iau următoarea, mă uit și pe aceasta încă o dată.
mai detaliată de data aceasta și dacă nu reușesc să o jăresc, o las în pace. Se întâmplă din anumite motive să nu o jărești, se bagă între speteze, se ascunde. Sunt anumite motive că nu o pot jări. Am pățit și așa că am căutat-o o jumătate de zi. Era nevoie de ea, de o lucrare anume, și am căutat o jumătate de zi la matca respectivă. Bun. Aici n-am jărit-o, acum unesc cuipul. Sunt ouă depuse în mijloc, eclozează albină tânără. După mine este pe această ramă, dar fiindcă sunt și la umbră, nu reușesc să o zăresc. Este când o zărești din prima și e când o cauți și nu o găsești nici să te împuști. Mai există câteodată o chestie că poate să treacă dincoace de diafragmă, deci a trecut ea de bună voie, dar sunt ouă aici, așa că nu e cazul. Of, of, of. Mai mă uit, mă mai uit, un minut și cu asta termin. Termin cam alte lucruri mai importante. Asta deja e în regulă. Este adânsa pe undeva. Bine, nu mai pierd timpul cu ea. Colonia e liniștită, este ea pe undeva pe acolo. Așa, deci asta ar fi organizarea după unificare. Ce mai fac? Această diafragmă n-am scuturat-o, în caz că s-ar fi aflat matca pe aici. Aici este, nu e în altă parte, deci în acest sub. Bun. Acum totul e în regulă, are la dispoziție multe rame ca să depună ouă. Îl consider un stuc rezolvat. Pune în folie. Și îl închide. Mai vin la el peste 10 zile. 10 zile doar pentru a-i pune un pic de tratament. Punem un pic de formic. Bun. Treaba e bună. Unificarea este realizată, chiar dacă n-am văzut matca. Unificarea este realizată și să mergem mai departe. Bun, cam atâta la acest film. Până data viitoare, numai bine!